Leicester de data asta, foarte mult a fost, dar foarte puțin a rămas ultimul meci. Da, așa este, un meci unde nu mai există presiune, un meci pe care mi l-aș dori sau îmi doresc din suflet să-l câștigăm și sunt sigur și băieții, jucăm în fața propriilor suporteri, ultima impresie contează, cum se spune în fotbal, și bineînțeles jucăm contra unui adversar care în acest an a fost peste noi în toate cele trei meciuri oficiale. Chiar dacă în fiecare din ele puteam scoate mai mult, dar până la urmă a contat rezultatul final și un pic trebuie să lucrăm și la orgoliu, pentru că ne dorim să câștigăm contra Clujului, avem o luptă cu ei încă de 2 ani și am câștigat când a trebuit. Acum, chiar dacă nu există presiune din punct de vedere al, să spunem așa, menținerii în Superligă, nici din partea noastră, nici, sau nici pentru noi, nici pentru ei, va fi un meci de orgoliu, din punctul nostru de vedere. Acum vom vedea, ei mai au încă un meci, o finală, deci vor trata cu siguranță meciul pentru a rămâne concentrați pe acea finală de cupă. Deci va fi un meci greu, cum de altfel au fost toate. Mister, cu siguranță veți primi întrebarea asta și la flash interviurile, fie de dinainte, fie de după partida cu Cluj. Ce a fost greu în sezonul ăsta? Sau cel mai greu? Păi nu știu, dacă stăm să o gândim așa din urmă sau de la început din vară, au fost etape și etape. Etape când au fost probleme de natură financiară, pentru că se știu lucrurile astea și băieții au avut caracter, cu atitudine, cu determinare și bineînțeles cu caracter, cum spuneam mai devreme, am ajuns pe locul 6. Pe urmă, normal că bucuria, să zic așa, a fost de scurtă durată, de doar vreo 2 zile, după care am primit acea veste cu depunctarea. Pe acel urcuș am avut iar o cădere din punct de vedere mental, pentru că urmau niște meciuri și totodată așteptam și decizia. A venit decizia, iar o problemă, pentru că a fost una negativă și ne-am afundat un pic ca și rezultate, tot datorită mentalului, dar am avut puterea cu toții să trecem peste, am avut oamenii de partea noastră, pentru că au înțeles greutățile prin care am trecut și până la urmă am reușit împreună. Și de-aia chiar mi-aș dori ca mâine să fie stadionul arhiplin, pentru că este o oră acceptabilă și să terminăm împreună, indiferent de rezultat, cu siguranță atitudine va exista, dar indiferent de rezultat să terminăm împreună așa cum am fost tot sezonul ăsta. Este prima apariție pe dumneavoastră la pe platformele oficiale FC Irmașta după semnarea noi înțelegeri contractuale. Să vă întreb, ce v-a determinat să faceți acest gest? E o normalitate pentru mine. E okay. Adică era normal să aleg continuitatea. Când te simți dorit, e normal să vrei să continui, mai ales că cu siguranță vor rămâne cam aceiași băieți, normal un nucleu, pentru că știți foarte bine, am pus accent pe omogenitate și am arătat că asta până la urmă este baza într-un sport colectiv. Cu încredere pot face lucruri mari, chiar dacă mulți, după o promovare, își doresc să schimbe 12-15 jucători. Acum fiecare are strategia lor. Dar, repet, am ales continuitatea. Din punctul meu de vedere am făcut cea mai bună alegere. Acum sper ca și clubul să fie, fi fost inspirat ca să aibă un parcurs cel puțin la fel de bun și în acești 2 ani cu Măldărășan. Să ne întoarcem la meciul de mâine cu Universitatea Cluj. Ați punctat faptul că este și o luptă de orgolii veche de aproximativ 2 sezoane. Cum vom aborda această partidă și știu care sunt fotbaliștii indisponibili, dacă avem în loc? Nu este o rivalitate între noi și Cluj, să nu se înțeleagă greșit. Da, ne-am luptat anul trecut și la fel, au fost meciuri bune din partea noastră, meciuri bune din partea lor, dar e o chestie de orgoliu din partea noastră, pentru că sezonul ăsta am pierdut de 3 ori. De asta, dar meciul va fi... se va juca cu atitudine, cu încredere și, repet, aș vrea să vă plăcere, pentru că de data asta chiar nu există presiune și n-am avea de ce să ne fie teamă. Din punct de vedere al lotului,
Lotul este cam același, mici probleme, Saed, probleme la gleznă, Baba, vedem acum după antrenamentul ăsta dacă va fi 100%, Popescu vine după o întindere musculară, la fel, vom vedea dacă va fi în lot. În rest, cam aceiași jucători care trebuie să dea totul mâine.